Stimați reprezentanți ai mass media, vă salutăm în această zi de 20 noiembrie, care, iată, vine de bun augur, a plouat și chiar a nins în unele raioane din Republica Moldova. Deci, suntem la câteva minute care ne despart de începutul Congresului 10 extraordinar al Partidului Democrat din Moldova. Vreau să salut, în primul rând, colegii mei veniți din toate raioanele și regiunile Republicii Moldova, membri ai Partidului Democrat, la congresul nostru, al cel mai înalt for al partidului. Și, bineînțeles, vreau să-l salut aici pe oaspetele nostru de onoare, președintele Camerei Deputaților Parlamentului Român, președintele Partidului Social Democrat Român, domnul Marcel Ciolacu, și colegii din delegația română care sunt prezenți alături de domnia sa aici, în calitate de oaspeți de onoare a congresului nostru. Stimați prieteni, congresul nostru are loc într-o perioadă nu dintre cele mai ușoare pentru toată lumea și pentru Republica Moldova și are loc în preajma sărbătorilor de iarnă, dar mai ales la un an de zile de un scrutin electoral important, alegerile locale din Republica Moldova. Tocmai de aceea am zis că trebuie să ne vedem la față, să ne urăm un an nou bun și mai fericit decât cel care a fost și să ne pregătim de aceste alegeri, la fel ca și cum să ne facem o revizie frumoasă în rândurile noastre. Pentru asta azi vom discuta mai multe chestiuni organizatorice, și vom discuta care sunt perspectivele Partidului Democrat în următoarele alegeri locale, prezidențiale și parlamentare. Eu aici mă opresc și o să-l invit la tribună pe domnul președinte Ciolacu să ne spună câteva cuvinte și pe urmă, dacă vor fi întrebări la presă, suntem gata să răspundem. Vă rog, domnul președinte. Doamna președinte, mulțumesc mult și eu și colegii mei pentru această invitație, ne onorează. Este evident că de astăzi Partidul Democrat o să aibă un nou început, este un restart din punctul meu de vedere pe care l-a așteptat toată lumea. Nu este o situație plăcută numai în Republica Moldova, ci în România și în întreaga Europa. Cu adevărat, faptul că Republica Moldova abia a început drumul către Uniunea Europeană și nu este membră NATO, creează o vulnerabilitate în acest moment, în contextul agresiunii Rusiei asupra unui stat suveran. De aceea mă bucur nespus de mult că ne-ați invitat și ne vom putea adresa Congresului. Republica Moldova are nevoie de social-democrație. Este un moment în care contează mai puțin doctrinele de dreapta sau de stânga. Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat pro-european. Și din câte știu eu, și aici și domnul prim-ministru, din 2009, dumneavoastră ați fost primii care ați declanșat parcursul european al Republicii Moldova. Cred că românii trebuie să știe acest lucru și trebuie să ne ridicăm la așteptările lor și sunt ferm convins că după acest congres, care cred că va fi sub egida unității social-democrației, cu toții vom consolida o forță politică în Republica Moldova, care profesionistă, care în perioada următoare va avea foarte multe de spus, atât în Republica Moldova, cât și în România, dar și în Europa. Mulțumesc mult încă o dată și numele colegilor mei pentru această invitație. Dacă sunt întrebări... Dacă există întrebări la presă, eventual. Dacă nu, mulțumim foarte mult.